nou program legislativ va aduce modificări și în ceea ce privește indemnizația de care puteți beneficia. Astfel se spune că se poate beneficia de până la 10% în funcție de banii alocați în acest sens. Și nu mai este una, două ședințe de comisie de specialitate, așa cum exista până acum în hotărârile anterioare ședințe de Consiliul Local, ci doar o ședință de comisie și o ședință a Consiliului Local. Nu mai se spune că o ședință ordinară, extraordinară. Noi am propus să mergem pe quantum de 10%, pe procentul de 10%, iar pentru fiecare indemnizație noi am zis 5-5%. Asta este doar propunerea pe care noi o facem. Urmând ca astăzi să hotărâți astăzi dacă veți rămâne pe aceste procente sau veți diminua sau într-o parte și veți majora în cealaltă parte. Eu vă propun ca procentul să fie un pic 50-50, să fie undeva în, eu știu, ședință ordinară 60 și în ședințele celorlalte 40. Dacă vreau să considerăm, dacă nu, că sunt multe propunere în sine. Tot aia. Tot aia. Tot acolo, da. Tot aia. Bun. Pentru că vreau lege spune că ședința ordinară sau extraordinară. Sau extraordinară și comisie. A doilea termen. Deci una din ele două asigură o parte din proiect. Iar aia de comisie înseamnă mai... Și mi se pare totuși nu poți să o egalezi pe aia de comisie cu 50% cât va lua de ședință. Deci procentul final totul. Tot acela, dar... Ședința de comisie să fie mai... 4% și aia să fie 6%. Atenție, propunerea noastră a fost 50-50, fiindcă comisiile sunt la fel de importante ca și celălalt. Dar eu v-am propus un 40-60, dacă aveți altă propunere, eu nu am nimic, e treaba dumneavoastră, ca să fie totuși cât de cât echilibrată, că ședința ordinară trebuie să aibă valoarea ei de ședință ordinară. Da, și a extraordinară. Înseamnă un vot, înseamnă nu mai mult de important. Dacă nu trece tot felul așa, poate treacă un fel. E altă problemă. De-aia vă spun câte sunt. Da, e bine, ținând cont de valoarea ședințelor. Ținând cont de valoarea și de importanța ședințelor, de unde ies proiecte de hotărâri la ședințele astea de Consiliul Local, la celelalte se dau doar avize sau se discută anumite chestiuni, sigur că trebuie ponderea diferită. 6 și 5. Da. 6 și 4. Deci, 5 să poate. Colegii mei propun ca din cei 10% din quantumul, evident 10% din salariul primarului, din salariul, din indemnizația primită de domnul primar, scuzați, 60% din sumă să fie pentru ședința ordinară, 40%. Indemnizația plus fonduri europene sau fără? Exclusiv. Am întrebat, nu vă scot. Scrie. Mulțumesc mult de tot, da, domnul coleg, cine e pentru? Mulțumesc, împotriva.